Dragilor și dragilor, bună ziua! Bună ziua! Nou, vineri, final de săptămână, în sfârșit să mai termine săptămâna asta pentru unii, nu și pentru noi, în caz că vă întrebați, de ce neamțule pentru voi? Nu, pentru că este foarte simplu, mi-am notat aici, neamțule, nu uita că duminică, 16 octombrie, începând cu ora 11, în sala sporturilor sau polivalentă, cum îi spune? De la Roman, habar n-am. Sala sporturilor, unde se joacă handbal, dar unde joacă CSM Roman? Eu parcă n-aș fi din orașul ăsta. CSM Roman întâlnește o echipă puternică în preliminariile cupei EHF de handbal, da. Întâlnește pe Alba Fehervar din Ungaria. Tot înainte. Haideți, fetelor! O chestie super, super mișto și știu că o să vă intereseze pentru că sunt foarte mulți iubitori de handbal în Roman. Acest meci va fi transmis live, integral aici pe roman24.ro sau pe pagina de Facebook. Roman24 online, așadar stați cu Victoria, fetelor! Acolo. Haideți, fetelor! Stați acolo cu ochiul pentru că e important pentru noi să câștigăm măcar la handbal, dacă nu în viața noastră cotidiană, că alții pierd bani, alții câștigă bani. Vorbeam ieri cu cineva, băi, spune-te la un moment dat să nu întrebi niciodată pe cineva om de afaceri cum a făcut primul milion. Nu-i vorba mea. Bine, e vorba veche, da. Mi-a zis nu știu ce emisiune. Și am avut un vis azi noapte cu chestia asta și am ajuns la concluzia că dacă vrei să trăiești în România și să pui un ban deoparte, soluția este să fii ilegal. Adică, în momentul de față, hai să vorbim de pachetele de legi financiare cumva, da? Statul nu prea îți permite să și câștigi. Statul îți permite să trăiești, dar nu să și câștigi. Cam peste tot. Deci, statele asta fac. Se, într-un fel sau altul, se bagă și vor bănuțul. Pentru că stau și mă gândesc la o chestie, ai câștigat un leu, 20% sau 9%, depinde ce cumperi. Bine, în România, da? Nu știu, 50%. Deja e TVA-ul. A, da. Cel care a luat bănuțul ăla... Dacă ai câștigat un leu, deja mai mult de TVA. Trebuie să plătești la stat o mulțime de alte chestii. Nu. Ai rămas cu el după plata tuturor taxelor și asta. Și, deci, banii care ai în casă, ai un leu, 1000 de lei, 10.000 de lei, deci trebuie să te gândești că vă stai așa o clipă că 9% sau 19% cât e TVA-ul, 19% parte. 19%, da. Tine, așa? Ia statului. Deci, imediat, da. După aceea, ceea ce ia comerciantul este impozitat și... Ce deci, mai practic, rămâne... ești căsătorit cu statul. Mai degrabă e de cardul tău de credit, deci, și să-și facă el chestia trebuie. Aia cu taxele în evul mediu, fumărit, că era taxă pe fereastră. Da. Corect, deci, niște chestii de alea, cu dijma, cu câte zile de muncă pentru biserică, pentru... Mai vine unul zilele trecute, unul super deștept. Mie îmi place că tot apar acum, cu toate că e campanie, ar trebui să fie pre-campanie electorală și încă sănătoasă. Mai vine unul și nici l-a reușit să-i nici mă chinui să-i rețin numele, brusc a descoperit că el are o problemă cu centralele termice de apartament. Că sunt prea multe și că, din cauza că sunt prea multe, nivelul noxelor crește. Și ca urmare ar trebui ori să îi forțeze cumva pe români să se întoarcă la sistemul centralizat de încălzire, pe care noi cu onor nu mai avem. Da, sistemul centralizat. Ori să plătești o taxă în plus pentru noxele pe care le emite centrala. A fost pe vremea lui Adrian Năstase, sau Adrian Năstase scosese perla asta cu centrale de apartament să plătească un impozit, o taxă de mediu, nu știu ce. Că, și cineva spunea la radio, din păcate, nu știu, nu mai țin minte care post de radio, din păcate îmi cer scuze. Așa? Din păcate își cere scuze. Nu, din păcate mi-aduc aminte și îmi cer scuze pentru treaba asta, că ar trebui să-i citez pe să nu plagiez, da? Deci nu mi-aparține chestia asta. Deci fumul de la centrală este mai mic așa și subțire și mergând așa și fiind subțire, găurește stratul de ozon. Serios? Păi nu, dar asta-i seama ce poluează. Bine, vin centrale noi cu filtre, cu nu știu ce. Acum, pe ceea ce înseamnă sistem centralizat, tehnic vorbind și așa, lumea fuge din, cel puțin pe nivel de Roman, da? Fuge din blocurile care au încălzire centralizată, pentru că plătesc de se rup. Da, bineînțeles. Și căldura vine când vor ei la alți, nu când vrei tu.
vine în flux continuu și plătești de te rupi. Înțelegi? Deci se risipește, deci centrală de bloc. Știi? Da. Și dă ca să fie... A bine, asta nu e centralizat. Bun, e un fel de sistem centralizat. Nu, nu, nu. Alea de cartierul la București, că București, da, dacă nu înțepenezi de frig 3 zile în casă, nu le dă radetul căldură, care, apropo, radetul a intrat în insolvență. Da, cum spun, aici subvenții se dă și la Roman, da, pentru căldură. Chiar am văzut că au afișat la asociație, au afișat la scările blocului ce trebuie să conțină dosarul. Da, am anunțat și noi, a dat viceprimarul Lucian Micu o declarație. N-am avut știre, parcă ieri sau alaltă ieri, cu... Da. Au început să se primească dosarele pentru subvenții la căldură. Da, e de condiții... discutat, deci tehnic, rentabil pentru buzunarul fiecăruia într-un bloc. Cel puțin într-un bloc cu 40 de apartamente, cel puțin un apartament este gol. Cu siguranță. Bă, uite, mă uit la mine pe scară. Am din 14 apartamente, nu știu dacă mai sunt ocupate 8. Bun, la mine pe scară sunt două asta e situația. Apartamente goale. Iarăși, îți dai seama... Neocupate, hai să ne spunem. Neocupate, da? Goale, da. Sau stau rar proprietarii acolo. Acum, caz că vreți să vă apucați de furat, știți unde să mergeți. La mine pe scară, la el pe scară. Nu, două care, sigur. Nu, sunt goale. Disponibile. Deci, gândește proprietarii respectivi, deci nu își pornesc centrala, nu au treabă... Da. Au centrala pornită pe avarie, de fapt, ca să nu înghețe apa în instalații, da? Dacă au fost inteligenți. Nu, au fost. Oricum, în instalații poți să pui și apă cu ce să pune în mașină ca să nu înghețe antigel. Pe bune? Da, să pune în instalațiile astea ca să nu ți înghețe, știi? În caz de, știu eu, să spargi un geam. Da, am înțeles, corect. Chestii da. De astea, treburi de genul ăsta. Nu... E puțin probabil. Pare a fi ok, nu știu, cred că trebuie să fie o centrală pentru două, trei blocuri ca să poată să fie la un preț mai bun, dar nu sunt sigur 100% că e mai bine, deci personal nu cred că este mai bine decât cu centrala de apartament. Pentru că, dau un exemplu, cel de la parter da. Pornește centrala cel puțin cu o săptămână mai devreme decât cel de la etajul 4. Bineînțeles, da. Deci, la parter e mult mai frig, că exact. E la nivelul bine. Vara, cel de la parter stă bine mersi, în timp ce eu la etajul 4... Corect. Bă, dar uite, la mine era frig și astă vară. Răcoare spre frig. Răcoare spre frig. Bun, eu aveam 30 de grade, da? Da. Bun. Dacă pornește centrala. Normal că cei de la parter la etajul 1 vor cere automat, cel de la 2, 3 și 4, băi, dar ce să pornească? Da. Deci clar că nu avem o chestie comună și dacă să renunțăm la apartamentele la bloc, să ne trecem fiecare la casă și să facem cartiere de case și fiecare să se încălzească individual, că acolo s-ar putea face și citirea contoarelor individual și cupla individual la apă, totul, la gaz, totul, la curent, da, tot. Individual. Unde există o comunitate, cu siguranță vor exista și discuții de genul ăsta. Stai mă puțin, că eu am apartamentul între voi și primesc căldură și de la unul și de la altul. Ca urmare, da, și discuții mai puțin, de genul centrala mea merge mai... Și acum, nu știu cât căldură trece prin apartament, deci deja încep discuții da. Pe asta. Ai spus de handbal. Hai să rămânem puțin în sfera sportului, să reamintim. Deci, live meciul aici, pe Roman 24. Pe Roman 24 online, da. Și pe pagina de Facebook. Facebook. Deci vor merge în paralel și... Deci ca să vă lămuresc, că așa o să facem cu siguranță, pe Facebook va merge live-ul direct de la sala sporturilor, cu tot cu comentariu audio evident, însă fără posibilitatea de grafice, gen score și minut și așa mai departe, pe site pe Roman 24, trecând prin montaj, prin cabina de cum place să zic, cabina de montaj, da? Pe Roman 24 va fi și pentru cei care nu au posibilitatea să intre pe site, eu știu, poate le merge greu net, de fapt, Facebook, site, tot acolo ești. Oricum, da. Pe ambele locații puteți urmări meciul într-un fel sau așa. Altul. Vorbim în continuare de sport puțin. Exact, că am trecut ieri cu mașina pe strada Roman Mușat, ea din fața sălii polivalente a bazinului de nord și am văzut piramida. A, da. Și păi, parcă nu era acolo, cu toate că trec destul de des. Deci în momentul ăsta noi concurăm cumva cu Parisul.
Dați-mi voie. Concurăm cumva cu Parisul, măcar la imagini de arhitectură, da? Pentru că dacă ei au piramida aia, anormalitatea aia pusă în fața Louvre-ului, lucru care a scos parisienii din minți. Da, da, este în continuare și este în continuare, dar e normal să fie acolo. Când am fost la Paris... Am fost la Paris. Din greșeală... N-am fost, e în curtea interioară, cred că. E în curte, la intrare. N-am fost, trebuie să mergem și la Paris. O să ajungești acolo. Bun, și ca să ne întoarcem... Și la piramida aceea? Ce s-a întâmplat? Cum a apărut? Că a apărut... Pentru mine, așa, dintr-o dată, că n-am mai fost de un an de zile în zona respectivă și nu știam că e șantier, că se face... Nu. Acolo, în piramida aia, în caz că treceți cu mașina sau pe jos, într-o plimbare spre, nu știu, spre cimitir, în general, în direcția aia să merge, da? Punctul final, destinația. Da, știu, nu sună bine, dar înțelegeți ce zic. Multă lume merge spre cimitir la diverse evenimente, nu neapărat la... Da? Spre zona industrială. Așa, mulțumesc. Și vă uitați în dreapta, în curtea complexului sportiv, că e un complex sportiv deja, da? Da. Veți observa acea piramidă care nu are valențe tehnice, adică nu e o centrală înăuntru, să eu așa am crezut inițial că vor face o centrală sau un sistem de încălzire cumva. Nu, acolo este singura sală de lupte dedicată acestui sport, deci nu se face nimic altceva în ea decât lupte. Lupte libere, lupte greco-romane. Lupte, da. Cu domnul Dumitru Artene. Maftei. Cu domnul Maftei. Maftei? Da. Și de ce pe care l-am intervievat. A avut un cuvânt foarte frumos de zis la inaugurarea oficială care a avut loc. Dar nu se mai ocupă? Eu domnul să știu că eu nu fac lupte. Singura luptă pe care oamenii se cu viața de lupte greco-romane, da. Spune, dacă ai fost acolo, ai informația caldă și așa. Și este, domnia sa a spus că este singura sală de lupte dedicată, nu se mai face nimic altceva decât lupte în spațiul respectiv și mai ales ne-a adus aminte un fapt mai puțin cunoscut și rușinos pentru noi ca romașcani. Singurul reprezentant al României la campionatele mondiale de lupte universitare e din România. Nu mai există ce reprezentant al României. Băi, pui niște întrebări de parcă i-aș ține minte toate detaliile. E din România. Da? Ai fost acolo. Apare în știre. Da, apare în știre pe care puteți să o vedeți în arhiva noastră. Pui și niște întrebări. Mă, și cât a costat sala aia, deja mai omorât. Nu. Deci avem acea sală, sala se cheamă Dumitru Artene. Așa, și acolo se fac lupte. Deci piramida aia dovedeți voi acolo. Băieți și fete. Deci dacă aveți, până acum se vorbea de băi, nu avem un spațiu dedicat, nu se făcea într-o sală sportivă cu mai multe sale. Da, la liceu sportiv, sala de judo. De judo, da. Ei, acum nu mai e nevoie să vai de mine o sală întreagă pentru două saltele. Acum există o sală specială, anume făcută pentru așa ceva. Miște bravo lor. Mă, e piramidală. E interesantă. Au vestiar, au dușuri, au tot ce trebuie. Super. Deci cum intri? Bă, dar ce mișto arată. Adică încălzită, nu mi-a venit să cred, pentru o sală care, în care mă așteptam căldura să urce și să se piardă inutil, e o sală încălzită. S-ar putea să fie o eficiență mai mare pe sistem piramidal. Uite, nu pricep cum merge căldura. Ceva este. Dar e super mișto. De ce? E pătrată, bine, baza, logic. Da, e pătrată și merge în sistem de piramidă. Lăsând la o parte arhitectura care e deosebită pentru o sală de sport, Da. De, cum te numești? Khufu, înțelegi? Sau Cheops, da? E foarte bine încălzită, e pusă la punct din punct de vedere tehnic. Am zis că am văzut dușurile. Chiar la intrare vorbeam cu colegul Ciprian, zic, băi, dacă tot ne oprim să luăm niște imagini, cât filmezi tu, trag și eu un duș aici. Foarte bine arată. Adică, bine, fiind la început, fie și nou, curată, bine întreținută și așa mai departe. Făcută ca lumea. N-am apucat să dau o tură completă, că m-am luat la discuții cu alte persoane pe acolo, dar sala arată foarte bine. Construcția arată cum arată. E adevărat, colegii din presa locală au atras atenția asupra unor mici... că nu se poate să fie perfecțiune. Cum să le zic? Neajunsuri? Neajunsuri, da. Adică erau două, trei locuri în care picura apa. Dar aici ține de, eu știu, materiale nou fixate. Nu vreau să stric imaginea firmei care a construit o construcție. Există, ea e făcută. Cu siguranță undeva la îmbinări, fiind și vremea cum a fost, tot a plouat zile întregi. Dar nu trebuie să întâmple treaba asta, e nașpa. Foarte bine că picură, pentru că se vede pe unde și se poate remedia. Dacă n-ar ploua, n-ar ști că picură.
Da. Cine a plătit asta? Sala? Din fonduri de la buget, cred că. Fonduri, nu, de la buget. Buget europene. Local, european? Cred că europene. Era panou? Măi, omule, iar am întrebat detalii. Deci, eu da, fiind să reporter, mergem să vedem. Da, dacă eu acolo... nu sunt reporter, nu sunt redactor. Nu, da, detaliile astea mi-e dacă vezi, deci când e pe bani europeni, vezi. M-am dus la undeva la țară pe lângă Roman și am văzut la cineva un saivan. Un grajd și sus s-a adunat fânul și nu știu ce și pus ăsta, pe bani europeni făcut. Da. Deci clar că trebuie să fie marcat. Deci în caz că nu aveați un motiv să trăiți, ăsta ar fi. Dacă vedeți o construcție, îți vă uitați cine anume plătește. Nu, nu. Ca să știi de unde au venit banii și că e chestia. Să știi cine a plătit și trebuie făcut și, ca lumea. Nu sunt jurnalist, am zis, eu sunt un om obișnuit care văd anumite chestii și câteodată le-am zis și în ziar. Finalitatea. Finalitatea e da. Ok. Lăsăm la o parte. Da, nu e ok, nu e ok treaba asta. Da, mă, se poate remedia. Nu e nimic da. Imposibil. Băi, deci avem o sală de sport pentru lupte? Din prima. Da. Super. Gata. Singura din țară. Băi, dacă e romanul ăsta să iasă în ceva, e singurul. Deci la lupte s-a implicat domnul Artene ani de zile. Acum tu ai spus că se ocupă. Măi, el a făcut deschiderea, domnul Maftei. Aha, El a luat cuvântul. Trebuie văzut... posibil să fie mai mulți profesori da. Acolo, mai mulți instructori. Că da, gata, dacă e și sală dedicată, deci acum chiar că au 24 din 24 să se ocupe acolo. Fără discuții, acolo. Da. Deci foarte dacă bine... e să vă... Sper să numai lupte, să facă și să fie mulți copii, mulți tineri care să meargă, să nu meargă neapărat acolo. Să lupte, dar mișcarea e bună. Mișcarea... Că și eu m-aș duce acolo, în fine, n-aș mai putea să mai... să fiu izbit pe saltea, așa că la 100 de kg cred că ar crăpa salteau. Păi, da, și apropo de chiar, hai să că tot Filica, au și categoria de 100 de kg. Vorbim, dacă tot suntem în retrospectiva săptămânii și vrem să zic că nu te pui cu ursul, trebuie să ajungem și la faza asta, vrei, nu vrei, cu ursulețul din Sibiu. Da, ce să comentez mai mult? A spus și președintele. Un vicepremier, parcă Dâncu, spunea, deci de o incapacitate și de o frică de a lua decizii. Pentru că aici toți, e problema, toți da. Sunt numiți politic, sunt pe o pilă pe asta. Dom'le, dacă eu fac treaba asta, se supără cel care m-a susținut, șeful o să spună, bă, bine deci că te-am primit. Lipsa, fuga de responsabilitate, fuga de răspundere, fuga de... că spunea undeva în presa centrală, ursulețul de la Sibiu a fost ucis din lipsa protocoalelor. Și am rămas... Da, nu. Cum? Trebuie să fie mai clar. Apare un animal sălbatic în oraș? Da. Cine trebuie să acționeze? Se sună la 112. Corect. E clar? Primul pas e corect? Corect. Bun. Ce trebuie să se întâmple de aici? Pentru că de la 112 vine ISU. E pisică în copac, e pisică sălbatică. Clar, nu o să pună mâna. E soacra. Așa? Dar după aceea vedem. Cine are și ar trebui să aibă cei de la DSV și DSV local și DSV județean, da? Hai, poate și pe DSV ar trebui să aibă și doctor veterinar de comune. Da. De la circumscripții veterinare comunale. Mai există, da? Să aibă acea pușcă cu tranquilizant. Corect. Deci într-un regim special să fie autorizați dar în fiecare oraș aproape există o filială a, băi, în cel mai rău caz vânători și pescari sportivi, frate. Bă, dacă întâi a fost bucurie da, vânători, da, înțelegi că a luat Lidia și hap, el a zis. Eu nu înțeleg. Asta chiar a fost execuție și la zid. Nu știu dacă... Am văzut. O execuție la zid a fost. Exact. Și atunci se pune întrebarea. Dacă ăla avea 6 luni, ursanul, că nu era mai mare, l-ai văzut cât arăta. Nu. Avea între 4 și 6 ani, 176 da. De kilograme. Mă vorbim de același urs? Da, ursul de la zid. Băi, ăla era, uite atâta. A fost cântărit. Nu. S-a făcut autopsie, s-a fost cântărit. Da. Serios? Da. Băi, oameni buni, voi ați văzut un urs întreg acolo? Că eu am văzut o chestie mai mică decât un copil. Nu. Am văzut imaginele aseară și azi dimineață. Dar ăla oricum ar fi, nu putea fi numit am văzut trofeu. Că nu-i trofeu, scuză-mă. Da, nu, acum pe oraș nici nu mai e trofeu. Cine trage, frate, cu arma de vânătoare în mijlocul orașului? Da, erau polițiști alături, erau cei de la ISU, erau soldați, erau poliții. Ursul respectiv este specie protejată. Băi, prin convenția de la Berna. Nu, hai, stai așa o clipă. Deci, e în mijlocul orașului. Da. Zici, băi, în mijlocul orașului, îl împușc.
Băi, pot să-ți arăt 800 de filmulețe care au apărut pe internet, în nu, care urși au trecut pe mijlocul orașului. Lasă-mă să termin, să termin vorba. În mijlocul orașului, oameni, copii, nu știu ce, ia și da, era pe casă, zonele fuseseră evacuate, deci nu mai erau, n-a apărut, nu erau dacă, pericol. Cum spun, dacă eu sunt polițist, sau, da, și că singurul care ar fi cu pistol în oraș ar fi polițistul, da? Da, și interlobii. Și interlopul. Dar ăia, unul să vină să spună, știți, las că îl împușc eu, frate, că... Nu. Bun, și interlopul. Polițist, interlopul, omul cu pistolul legal deținut la el. A, atunci ce, și ți apare ursul, da? Da. E, sunt copii, sunt astea. În momentul ăsta ai dat alarma, vezi că ursul deja a pus mâna pe un copilaș, pe un om, pe o femeie, pe o babă. Că... Și babele nevii în femei, da? Adică nu, care, se mișcă mai greu, dar cum să fugă, da? Băi, când e ursul, nu se mișcă greu. Nimeni nu se mișcă greu. Când ai un urs în spate, te asigur eu că toți suntem usei da. Ei, atunci am scos pistolul și mi-asum tot riscul, da? Ca interlop. Sau ca... Ce mi-aduce aminte de glumă. Am scos pistolul și am tras, pentru că era, se poate considera o legitimă apărare. Dar în momentul în care ursul apare, sus pe acoperiș. După aia zonele sunt evacuate. El este oarecum izolat acum în curtea fabricii. Da. Dom'le, cum putem face să-l ținem închis aici? Ce pot să spargă? Ușa aia pot să spargă și geamul ăla ca să intre. Urmăriți să n-ajungă în zona aia. Vedeți cum îl speriați? Să n-ajungă la ușile alea două, da? Ușă și geam. Și ați anunțat să vină cu tranquilizantul? Și atât. Și da. Pac, ai luat măsura. Dar la noi, din păcate, deci a fost cea mai simplă și cea mai proastă decizie luată. Da, s-a mers deci, ca de fiecare dată. Ăla care a tras era vânător. Nu? Nu cred că era vânător. Băi, deci era cu pușca și nu era nici îmbrăcat de la poliție, cu uniforma de la poliție. Deci pe filmare era, eu așa zic, era un vânător care a ajuns... Oricum, ar fi omul o să aibă o grămadă de belele. Păi... O grămadă de belele. Legal. Bine, nu numai el trebuie să aibă. Deci și polițiștii, da. Și cine a coordonat acolo. Deci s-a luat clar, deci, s-a mers pe 50 pentru un vânător a fost o chestie de exercițiu, știi? Mai văd pe net postate filmulețe cu vânători la vânători. Nu sunt vânători. Nu, nici eu. Înțeleg vânătorii atunci când trebuie, nu știu, măi, la plantele copilești, le rărești, le ceva, trebuie să le faci ca să se dezvolte celelalte. Presupun că și cu animalele la fel. Când ai 500 de miliarde de urși, mai împuști din ei, frate, că sunt prea mulți. Când ai 1000... Da. Da, e cu schepsis. Proastă decizie și nu e... Cu siguranță. Dar apropo de ce spuneai tu, că cine merge cu pistolul și se întâlnește cu ursul, mi-aduce aminte de... Era o poveste pe internet, dacă poți să te aperi de un urs cu un pistol de calibru mic. Da, pentru că nu umbli după tine prin oraș cu arma de vânătoare, dar umbli cu pistoale de calibru... Pistoale, frate, nu poți să te dai la urs cu pistolul, orice cu revolver, orice îi spune tu, că nu-i faci nimic. E dita animalul. Nu cred că pistoalele care le-au cei din poliție pot să omoare un urs. Cu siguranță. Poate doar zgomotul să-l sperie sau să-l înfurie și mai treaba. Nu știu că sunt animal decât la bază. Și se vorbea dacă poți să scapi de un urs cu un pistol de calibru mic. Și povestește un tip, măi, da, uite că se poate. Eu aveam un pistol de, nu știu ce calibru, dar era atâta de la de băgat în buzunar. Și zice, eram cu prietena mea în nu știu ce pădure și ne-am întâlnit cu un urs grizzly. Și nu o să vă vină să credeți, dar pistolul ăsta mic mi-a salvat viața. Am tras un singur glonte în genunchiul prietenei mele și după aia am scăpat mergând ușor pentru că ursul s-a luat de aia. Și da, pistolul ăsta mic mi-a salvat viața, frate. Da. Un singur glonte fosta în genunchi. Prietenă. Și fosta prietenă așa. Nu să ierte, da. Bun. Apropo... Băi, mai avem știri că am ajuns să vorbim de căldură, de urși. Hai să vedem care mai e interesantă. Băi, știi și prima cu bețivii. Că până la urmă Casa de Sănătate va recupera banii de la bețivi și de la accidentați. S-a vorbit în conferința de presă de la Spitalul Municipal de Urgență din Roman și anume că nu se mai decontează nu știu ce. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate face mereu presiune asupra conducerilor din spitale pe care le somează să strângă cu ușa pe datornici fiind cei care au... Dar accidentați, la ce se referă accidentați? Bețivanii am înțeles, da? Deci cei băuți și ajuns la spital băuți... Accidentați, diverse. Pentru că stai așa o clipă, că aici e o chestie cu accident. Că la accident a trebuit să intre accidente rutiere. Trebuie să intre firmele de asigurări. Deci acel RCA
care da. E obligatoriu, da? Sunt pentru mașini, nu pentru uman. Are și pe bucățică și este un fond pentru... Da, dar o să-ți plătească, stai puțin, registrul auto român, nu o să-ți plătească ție spitalizarea. Nu e registrul auto român, băi. RCA-ul. RCA-ul. Rarul. RCA-ul. RCA-ul. Nu ți acoperă spitalizare. Da, casco. Ai eu de unde să știu că nu mi-am plătit niciodată casă. Cine are bani de casco? Deci, o să recupereze primul pas de la bețivani, e ok. De la accidentație am semne de întrebare ce anume înseamnă accidente rutiere. Accidente rutiere. Și aici trebuie să plătească cel vinovat. Demersurile de recuperare a datoriilor sunt foarte greoaie. Dificultatea intervine din faptul că există foarte multe cazuri în care victimele unor agresiuni se împacă cu agresorii și atunci, deci presupun că și în cazul accidentelor, și atunci, conform legii, polițiștii încetează urmărirea penală a agresorilor, spitalul rămâne să se bată cu morile de vânt. Dar de ce? Dacă nu mai e urmărire penală... Măi, un pacient... Ascultă-mă puțin. Doctor Maria Andrici dă un exemplu foarte bun. Un accidentat, la un accident rutier cu ambele picioare fracturate, spitalizarea costă fantastic. Da. Deci este și o spitalizare de lungă durată. De lungă durată și costă multă dracului. Corect? Da, 3 milioane de lei vechi pe zi. Nu știu cât ar putea să acopere asigurarea. Dar nu ți acoperă banii ăștia. Este. Tu ai mașină de mai multă vreme și plătești asigurare de mai multă vreme decât mine. Da. Da. N-ai avut niciun accident în care să ajungi în spital după care. Nu. Corect. Nu. Dar sunt persoane care... Și nu știu dacă asigurarea îți acoperă banii ăștia. Da. Eu dacă sunt asigurat... De care asigurare vorbim? Deci, la casa județeană de asigurare? Da. Sunt asigurat prin faptul că sunt salariat. Da. Da? Deci am o asigurare medicală. Orice s-ar întâmpla, eu ar trebui să beneficiez de servicii medicale. Dar gratuite? Păi, dacă s-a... Nu. În ce cuant? În asigurarea respectivă. Adică dacă eu lucrez de 6 luni, de 8 luni, dar îmi rup picioarele și se întâmplă să plătesc, uite, 100 de milioane pe lună. Da. Dar eu am cotizat la Casa Județeană de Asigurare de Sănătate de 6 luni. Da, sunt alții care au cotizat 40 de ani și nu au pățit nimic. Aici e ideea la cotizare. Nu, ca să nu intrăm în... discuții... E foarte complicat, eu nu înțeleg cum funcționează... Cât am cotizat, pentru că acum, dacă cineva să suie în avion, da. Își face asigurare și avionul se prăbușește, da? Da, intră. Dom'le, ai zburat prima dată cu avionul. Nu primești familia de despăgubire decât 1000 de euro. Ăla au zburat de 10 ori cu avionul și plătește... Nu știu ce, dar așa deci, mi s-ar părea aici, corect. Aici ai... Nu. Așa mi s-ar părea corect. Nu, deci asigurarea e asigurare. Deci în momentul în care... Cum era asigurările când plecai în străinătate? Bă, și erau obligatorii. Hai că facem altfel. Da? Am înțeles deci, ce spui. Deci se întâmpla ceva? Deci băi, pe asigurarea aia... Cu alte cuvinte, ce îmi spui tu, sistemul ăsta trebuie să funcționeze inclusiv la pensie. Adică, scuză-mă, au murit 80 de pensionari care n-au luat pensie decât 2 luni, că s-a întâmplat să moară după ce au ieșit la pensie, ar trebui să împărțim banii lor între noi și să iau o pensie mai mare. Nu în parte, rămân acolo în bugetul ăla și ăla ajută. Deci statul. Ăla a mers pe o salarizare de 40 de milioane, ca urmare și ea să zic, nu știu, cât își ia, 3 milioane, 30 de milioane pensie, corect? Dar pentru că a cotizat sistemul de pensii, eu dacă am 3 zile de muncă, nu pot să iau tot banii aia, pentru că am cotizat foarte puțin. La sistemul de asigurare de sănătate, de ce nu se face la fel? Nu. Deci, asigurarea de sănătate e una, pensia e alta. Pensia e un fond în care ai pus banii... Și asigurarea, acum îmi spui tu că sunt alții care nu au beneficiat. Nu, ascultă-mă puțin. Deci, la pensie am pus banii aici și tot din banii ăștia iau. Da. Când ajung la pensie. Corect. Cu dobândă aferentă. La asigurare, asiguratorul face așa, dom'le, pentru cei care adică eu îi țin în spate, pe toți cei care n-au muncit sau o zi în viața lor. Nu amesteca pensia cu asigurarea aceasta. Pentru că e făcut calculul în felul următor. Deci asiguratorii și-au făcut calculul când vorbesc de exemplu, cum erau acele asigurări pentru călătorie. Da. Ei știau, dom'le, călătoresc 10 milioane de oameni. Cât 10 oameni se îmbolnăvesc. Deci cam, ei iau pe statistică. Da. Deci, de la 10 milioane. E suficient de la 5 milioane să plătim pentru cei 10. Restul rămâne profitul nostru. Deci firmele de asigurat de sănătate, aici e ideea. Că nu toți ne îmbolnăvim, nu toți avem aceeași boală care necesită același tratament.
unii, din păcate, mor fără să aibă o zi de tratament și mor, cum să spun, deci depistează boala în stadiu final sau au un accident grav, au murit și accident casnic, ca să nu zic accident rutier, să nu amestecăm lucrurile. Da? Omul are el în pat. Și a beneficiat de asigurare, deci a muncit 40 de ani și omul n-ai de a ieși la pensie, deci asigurat, da? Să mor eu, știți cum aș face? A decedat domnul X, da, câte zile de spitalizare a avut? Bă, n-a avut. E, eu zic să dăm banii familiei. Nu, dar nu se dă pe asigurare, am mai discutat. Hai să mergem la alt subiect, că nu ne putem. Numai mie mi se pare normal să se întâmple așa, pentru că omul mi-a dat o gârlă de bani pe tot parcursul vieții. Deci asigurarea e exact ca la Sfintele Moaște. Te duci acolo. Da, mă asigur pe viață, deci la încetarea vieții încetează și contractul. Vă mulțumesc frumos? Nu. Ca la Sfintele Moaște, zi cu moaștele, când încep să-i vină. Păi, lumea merge și pentru iertarea păcatelor acolo. Preventiv. Preventiv. Ai văzut spectacolul la ieftin cu tipa care a făcut o criză de... Nu o duceți la punctul de prim ajutor. Am murit, frate! Și jandarmii nu i-au dus-o. La punctul de prim ajutor, dar stai puțin, dacă tot o faci pe nebuna, măcar du-te și te controlează. Mă gândeam că o dus-o la teatru, jandarmii. Pe cuvântul meu, pus în jur că de fiecare dată de Sfânta Paraschiva acolo la Iași să fie una care să fie posedată. Musa, e cripturalul pentru întărirea imaginii, știi? Faza care este aici? Care e faza? Cu ce? În fiecare an când vin... Da, stai așa puțin. Majoritatea cazurilor sunt femei posedate? Femeile sunt posedate. Tocmai mi-am pierdut jumătate din audiență. Zâp, s-a dus. Nu, câți bărbați, câte femei? Nu, sunt bărbați, frate, care să fac așa. Femeie dracu. S-a mai dus jumate din... Uite, pierdem audiență, nu avem nicio treabă, nu suntem... Hai să o luăm pe arător. Mi s-a părut foarte ciudată chestia, da. Nu duceți la... Deci tipa face o criză, mie mi s-a părut ori foarte bine regizată povestea, ori, ca să nu mă duc pe partea spirituală, bă, chiar era posedată, că hai, am văzut exercițiul lui Emily Rose, filmul, și am văzut, mi-aduc aminte de cazul Tanaku, dacă n-ați văzut... Mai ții minte cazul Tanaku? Da. Dobitocul ăla care a omorât-o pe aia când ea era de fapt săraca, suferea de epilepsie. Urmăriți filmul Exorcistul lui Emily Rose. Băi, un film superb și îl lămurește pas cu pas exact ce s-a întâmplat și la Tanaku și povestea asta cu... da? În cazul în care aveți o minte deschisă și nu sunteți din ea, băi, clar că Dumnezeu ne vechează pe toți, da? În cazul că aveți o minte cât de cât deschisă, urmăriți filmul ăsta, Exorcistul lui Emily Rose. Ca să vă lămurească cum e cu... Sunt aici mie linkul. Super filmul. Așa. Ca să vă bănuiesc pe net, nu? E pe net, bineînțeles, de cumpărat. Nu, da? Liber, dacă ai. Așa. Și vine chestia asta, mi s-a părut ori foarte bine regizată, spuneam, ori, într-adevăr, femeia respectivă avea o problemă de sănătate și încă una mare. Ce m-a mirat, de adevăratele, a fost reacția prietenelor. După ce jandarmii au dus-o, n-am înțeles povestea exact, de ce jandarmii au dus-o să o atingă de racla cu moaștele, de ce jandarmii au făcut treaba asta, n-am înțeles. Pentru că nu e rolul lor să facă treaba asta. Au dus-o pe sus ca să o atingă de raclă. Nu am înțeles de ce jandarmii au făcut treaba asta. Pe urmă au luat-o și au dus-o, evident, și eu aș făcut la fel, la punctul de prim ajutor. De ce? Pentru că femeia clar suferea. Nu, deci au dus-o la moaște. Au dus-o la moaște, da. E, băieții cred că au acționat corect. Jandarmii cu asta se ocupă. Nu, la modul că, deci aia începea, deci acolo clar era un scandal și scandal sau o stare de rău. Da. Că au dus la moaște prima oară. Au dus-o la moaște, da, că posedată, da. Dar și ei de unde știu că nu spre preoții, ei de unde să știe că aia e posedată. Nu, adus-o după adică la tratament medical. Dar pe mine, numai puțin, ca să, după aia ajunge la partea cealaltă. După aceea, bănuiesc că au dus-o la primul ajutor și acolo trebuia să aibă, în urma verdictului dat de la cabinetul de prim ajutor, de la spital, poftim, conduceau mai departe la spital, la... Domnule, femeia n-are nimic. Femeia n-are nimic. Poftim, aia e, asta e, deci aia trebuie sancționată. Fără discuție. Pentru tulburarea liniștii publice. Cu alte cuvinte, cu doar o zi înainte, inteligenții... Ai fost în Iași. Am fost în Iași, dar o zi mai devreme, tare romea, trebuia să mai stau o zi în Iași. Și am văzut bucăți din Festivalul Internațional de Teatru, am văzut Iașiul, într-adevăr, un oraș cultural. Până la momentul cu jandarmii. Iașiul are plusuri și minusuri.
este un oraș în care se desfășoară o mulțime de acțiuni culturale. Mi-a plăcut, primăria s-a implicat, primarul a ieșit și el să vadă piesele teatru în stradă, s-a pișat un câine pe piciorul lui vagabond, nu piciorul lui, câinele vagabond, dar campanie electorală. A dat bine primarul, a mângâiat niște copii pe creștet și așa mai departe. N-am nimic cu primarul ăla, nu-l cunosc, nu-i din orașul meu. Dar ideea că ca un câine fără stăpân, marcat, evident, avea marcajul ăla în ureche, cum se cheamă, era crotaliat sau cum se cheamă, să intre în mijlocul scenei, spațiului în care jucau actorii și să le strice piesa ălora cu primarul la un metru distanță. Dar le-a stricat piesa? Măi, actorii au fost, erau niște polonezi foarte deștepți. Au știut să-l încorporeze pe câine în piesa lor. Foarte bine, a dat ca și cum ar fost de acolo, da, știi? Tu, ca actor, trebuie să știi chestia asta, că apare câte un nebun în sală care mai comentează sau râde când... Foarte deștept a fost tipul polonezul, mi-a plăcut foarte mult. E, și l-a încorporat pe câine, dar mi-a plăcut că primarul, după chestia asta, a dispărut. Adică ar fi putut la fel de bine să pună mâna pe un telefon și să spună, băi, dar avem un serviciu de... De carisaj? De carisaj, hai frate, că dați-o dracu, suntem în mijlocul orașului. Miliția locală. Ceva, luați-l. Nu, a venit jandarmul și a dat amendă unui actor. Nu știi? Au jucat niște actori pe stradă. E o poveste pe tot internetul. De la câine ne ducem la altă piesă de teatru, jucată de ai noștri, de la teatru din Iași. Cluj mi s-a părut. Din Cluj? Da. Cred că din Cluj, după accent, mă iau. Ah, ok. Nu, așa. Chiar nu știu. Și și-au luat, nu știu dacă amendă sau că e nu foarte clar în filme, nu m-am prins. Oricum au fost apostrofați ceva. Și a fost o pentru discuție... Pentru tulburarea liniștei publice și proferare de injurii. Mi-a plăcut reacția unuia dintre ei și a spus, domnule, pe cine amendați acum? Păi pe nevastă, dar pentru ce? Că ați înjurat mai devreme. Nu, eu înjuram, domnule. Personajul meu înjurat, deci amendează-l pe la succes. Eu nu dau datele mele, adică îți dau datele personajului și vorbește cu el, că eu nu, eu sunt actor. Mi-a plăcut chestia. Da, și am fost acolo și am văzut și a fost frumos și singura chestie urâtă a fost asta, care sper să se rezolve dacă nu s-a și rezolvat între timp. E o chestie idiotă să... Mă, să fac angajări în jandarmerie fără bacalaureat? Sau fără minte? Nu, nu, deci prima, da. Cu bacalaureat, după aceea... Dar la ce trebuie bacalaureat? Că pumii mei minte nu... Băi, ca să gândești, da? Să poți procesa niște ordine și așa mai departe. Șope ei, da, bagă presa, cultura, bagă la dubă și așa mai departe. Apropo de chestia asta, că am arătat întrebarea dacă e o selecție și este o selecție la jandarm destul de riguroasă, cu test psihologic. Acum noi nu, stați puțin, nu râdem de jandarm. Jandarmeria este un element foarte important. Știu. Fără discuții, nu. Da. Ce fac jandarmii nu reușesc să facă alții, adică scuză-mă. Da. Ăia de acolo au fost o mică problemă. Da. Jandarmeria în sine e ok. Bun. Concurs, da? A fost săptămâna asta concurs pentru directori, pentru ocuparea funcției de director. Da, hai că aveam pe aici pe undeva. Tu zic că eu caut. O reacție. Vreau să căutați, să vă uitați, oameni buni, la comentariile care apar. A fost un test psihologic. Da. Scris... Ăla cu liniuțe, cu săgețele, cu... Și cu liniuțe, săgețele, și cu întrebare ce are măgarul, da. Deci, întrebare, ce are măgarul mereu? Grajd, coamă, copite și... Harnașament. Bun. Copite. Așa. Asta era răspunsul, logica. Deci, un test psihologic făcut de specialiști, stai așa o clipă. Specialiștii lui Ponta sau... Nu al lui Ponta, specialiști psihologici, cred că pe bune, da? Dar o reacție, liderii de sindicat, un lider de sindicat, vom contesta nu știu ce, că ce chestie, ce rost are pentru funcția de director dacă dai un test de management, da. Care e relevanța testului de inteligență? Că asta era chestia, că era un test pentru de inteligență de asta. De bune, deci, asta a fost întrebarea omului. Am auzit la radio, deci cel de la un sindicat. Deci asta, de asta spun, căutați pe net și postați să vedem reacția celor. Că dacă e manager, vezi abilitățile de manager, nu faci test de inteligență cu el. E bun manager. Băi, deci oamenii nu sunt obișnuiți cu teste. Băi, se dau teste și testele psihologice vor juca un rol mare. Și sunt teste psihologice. Nu ce am dat noi că am mers în armată.
Știi că, și când ai mers în armată, ai dat un test psihologic. Da, de-aia m-am trimis la Carei. Din cauza testului psihologic. Deci testele alea erau, cum să spun, să vadă, nu știu, să nu fie analfabet, nu știu ce vreau să vadă cu testele alea. Mi s-au părut niște... Acum am făcut comparație cu niște teste care le-am văzut undeva, deci la psihologi, teste care costau mii de euro și cu sute de întrebări, știi? Deci clar că când îi pui unui om 100 de întrebări, poți să afli niște lucruri despre el. Când îi pui unui om 20 de întrebări, așa, și pe fugă la grămadă și asta, poți să spui că, știi? Deci, vine, nici după 100 de întrebări n-ai să cunoști omul respectiv, nici după 800 de întrebări n-ai să cunoști. Că spunea cineva, cunoști omul la băutură. Bun, că e altă reacție și altă treabă. Dacă e vino veritas și acum, zice grămadă de chestii. Acum e greu, știi, să iei pe toți care se duc, cum era pe vremuri, care mergeau în armată, deci și să-i pui la băut, știi? Da, după aia hai să vedem reacțiile și după aia, ăia, gheaze, ăia la graniță, ăla la Carei. Așa mai departe. Mi-a plăcut când, apropo de armată, că noi servim din ora alta, dar vedeți că retrospectiva asta săptămânii a devenit un fel de mai mult cronica cărcotașilor de vreme. Că e bine așa, ne mai amuzăm, că e vineri. Când am dat examenul psihologic în armată, era un tip care era, cred că, mai nebun decât mine, respectivul care punea întrebările, pentru că pe lista lui de întrebări era, la un moment dat, un set referitor la sinucidere. Ai avut tentative, te-ai gândit vreodată? Și mi-a plăcut că, la un moment dat, în toarnă întrebarea asta, te-ai sinucis vreodată? Și mă uită la el, poftiți, vă rog, acum, what? Ai avut tentative de sinucidere? Nu. Te-ai gândit la sinucidere? Nu. Te-ai sinucis vreodată? Cum? What? Pe bun înțelegi? Și am zis că, frate, tu ești mai nebun decât mine, adică... Nu sunt psiholog. E o chestie cu psihologia. Ceaușescu o desfința facultatea de psihologie. De ce? Din 70 ceva. Ceva cu o mișcare spirituală, nu știu ce chestie. Da. Iar faza de după Revoluție a apărut din nou facultatea de psihologie și o chestie care, deci îmi lasă un semn de întrebare și ar trebui să-mi dedic ceva timp și pentru studiul psihologiei și care e rolul și ce unde se umblă, că e o chestie, așa până la urmă, și cei care făceau facultatea de SRI, era facultatea de SRI în anii 90, erau specialiști, erau specialiști psihologi, deci mi se pare că asta era... Deci, pentru că, până la urmă, unde trebuie să joci? La mintea omului. Corect. Acolo. Știi, i-ai dat un biscuit, deci după aia mai spui două, trei povești. Pentru că, până la urmă, aici e tot discursul și la politicieni. Tu nu vezi că cei de la PSD au spus că bagă acum o propunere legislativă de anulare a 102 taxe. Ăștia au nevoie de un psiholog. Știi, și zici, ok, foarte bine... Și după aia zici, bă, stai așa, ok, bă, că trăiesc pe pământul ăsta. 102 taxe care le anulezi. Taxe de 50 de bani, păi, de un de taxa, mii, taxa de mediu. Rămân. Rămân o mulțime, adică nu-i... Băi, stai așa o clipă, că sunt niște taxe care merg undeva, fac un sistem să funcționeze. Corect, și taxele erau bune la ceva. Deci vin în campanie electorală și arunci treaba asta. Pentru că e campanie electorală. Acum cresc salariile, da, cresc pensiile, tu dai seama că pun botul niște oameni care după aia pun ștampila. Bineînțeles. Pe niște penali, pe niște oameni de nimic. Ei, pe urmă ar trebui să-i găsim pe oamenii ăia după ce îi votează oamenii și nu se va întâmpla miracolul ăsta cu 120 de taxe anulate și să-i băgăm la înșelăciune? Că există un cadru legal pentru chestia asta, nu? Adică dacă eu îți promut ție ceva ca tu să-mi dai mie ceva. Politică. Nu, e declarație politică, măi, e înșelăciune. Ei se acoperă. Nu, că ei propun. Acum că Parlamentul nu o să voteze, că tot ei nu o să voteze, e altă treabă. Deci sunteți, lăsați-ne în comentarii dacă o să aveți posibilitatea, dacă vi se pare că promisiunile neonorate electorale ar trebui trecute la categoria, nu fraudă, că e înșelăciune, nu e? Da, da. Atunci când încerci să-mi vinzi mie ceva și nu e. La categoria vânzări gogoș fără autorizație. Corect, da. Și... Apropo de proiecte de hotărâre și așa mai departe, pe plan oarecum local, hai să zic județean, da? Județean, avem o mică problemă. Doamna Floru Ordean folosește un termen anume în democrația fragilă din județ.
mai ales mai exact în Consiliul Județean, liberalii nu mai vin cu nicio propunere, pentru că nu au oameni fixați în aproape nicio comisie stabilită de Consiliul Județean, sunt toți de la PSD ALDE, și atunci liberalii au folosesc dreptul de silențiu stampa, sau cum să-i zic la faza asta, pentru că ei nu mai vin cu nicio propunere. Bă, frate, nu mai avem nicio treabă. Voi numiți-vă ce oameni vreți, că la voturi nu o să le aveți pe ale noastre. Cu alte cuvinte, e un fel de... Mi-am luat jucăriile, mă trag la o parte, încerc să-mi impun poziția politică, dar toți ceilalți din județ care țin și depind de deciziile noastre, de aia nu mă interesează. Nu știu dacă înțelegeți cumva ce zic eu. Nu spun că liberalii nu au dreptate, jocul politic le impune să facă treaba asta, dar politica fiind o mare prostituată, îi ajută pe ei și ei se bat acolo între ei, toți ceilalți din județ, în schimb, stau pe, în așteptare, pentru că nu se iau decizii. Este? Văd eu politica prost? Adică dacă maica mea cu taică mi se ceartă de la salarizare, dar murim toți de foame în casă, ei încearcă să se impună unul în fața celuilalt, da, în ceea ce privește cumpărăturile, la final nu se cumpără nimic și murim toți de foame, cine câștigă? Pierdem toți. Câștigă vecinii. Pierd niște vecini nebuni. Posibil în cazul ăsta, da. La ședința extraordinară a Consiliului Județean din 10 octombrie s-a trecut la aplicarea deciziei de boicotare a propunerilor. Sunt majoritari PSD, știi? PSD cu ALDE, da. Cu ALDE. Liberale ar trebui să... Dacă vor, într-adevăr, într-adevăr, să fie pe așa, să fie corect, să se implice, să caute cadrul nu legal. Implică, nu există niciun comisie da, în care deci să mai poate implica. Nu știu, e o treabă și uite, viceprefectul, subprefectul, nu e liberal, e Vlad. Și la ce Vlad Jurea. Dar zic așa ca idee, deci, adică își iau niște funcții liberare în partea aia și s-ar putea să tacă în partea asta la da, Consiliul Județean? Funcțiile sună și funcțiile de decizie sunt altele. Ceva se întâmplă. Uite. Adică atâta vreme cât da. PSD-ul cu ALDE sunt majoritari în județ și un post important, acela de subprefect, da. Ajunge la un liberal. E un fel de... De ce? Cum? Unde-i? Care e chestia? Pentru, oricum, deci în momentul în care ajungi prefect, sub prefect, nu mai ești cu culoare politică. Așa ar trebui. Așa ar trebui. Da, hai să fim dar serioși. Nu ajunge oricine, oricum, oricând. O chestie foarte interesantă. E o chestie aici. Strategia asta de a nu propune nume peneliste liberale în comisii s-a aplicat inclusiv la propunerile privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în comisiile de examen privind ocuparea posturilor de director. Adică știți că am vorbit mai devreme de ocuparea posturilor de directori școlari pe instituțiile de învățământ din județ și nu poți să fii director, să participi la concursul ăsta fără să fii, evident, supervizat de o comisie. Da? Adică cineva trebuie să te și testeze. Ei, vine o chestie foarte interesantă. Legea spune că persoanele care verifică candidații trebuie să aibă o pregătire superioară candidaților. Corect? Eu cu 10 clase n-aș putea să fac parte dintr-una din comisiile astea. Legea nu-mi permite. Da. Da? De ce? Pentru că un candidat bun, clar, are logic. Un bacalaureat, are o facultate, eu nu am cum să-l verific. De ce? Că sunt mai prost decât el. E, totuși, există în Consiliul Județean persoane, nu spun că e o ilegalitate, deși e o ilegalitate, câtă vreme legea spune că trebuie să fii superior ca studii. Da. Ca pregătire. Ca pregătire. Dar există. Pentru că nu există persoane destul de deștepte în Consiliul Județean. Destul ca de număr, școlite. De școlite, da, scuză-mă, nu. Școlite. Ca număr, da, care da. Să ocupe și au intrat în comisiile astea niște persoane care sunt ca mine. Bacalaureat, liceu fără bac, 10 clase. Nu știu dacă... Asta o spun pe surse, adică n-am stat să verific, nu mă interesează chestia asta, că ce fac ei acolo pentru mine, pe mine nu mă afectează cu absolut nimic. Am spus mai devreme decât ei se bat între ei, de pierdem oricum toți. Că sunt oameni deștepți, școliți sau neșcoliți în comisiile astea, pentru mine tot acolo e. Spune aici în știri treaba asta? Nu spune în știri, am zis că e pe surse, am discutat-o așa întâmplător cu... Băi, iarăși,
uitați, verificați și dumneavoastră, căutăm. E o chestie super interesantă și, în mod sigur, e multiplicată la nivel de țară. Cu siguranță, nu ai, frate, atâția oameni. Ar fi culmea să fie numai în neamț. Hai să fim serioși. În consiliile locale și județene, astea sunt formate, în general, din oameni de afaceri. În general, din oameni influenți financiar în zona respectivă. Nu e o noutate, se știe. Da, da, și-au cumpărat diplome. Așa se creează mafiile. Deci și-au cumpărat diplome, au și diplome. Câți profesori universitari sunt în Consiliul Județean? Băi, profesori universitari au treabă. Înțelegeți? Sunt puțin profesori, sunt profesori și în Consiliul Local, și în Consiliul Județean, dar cred că ei sunt, cum spun, sunt mânați de chestii nobile, dar ajung să fie candidați dacă nu au un interes de a ajunge director, de a pune mâna pe o funcție, ceva, de a-și aranja niște treburi, deci dacă nu au treaba asta și sunt numai interesele nobile, da? Ajung profesorii pe liste pentru ca locomotive pentru a trage pe alții. Înțelegi? Deci nu spuși primii pe listă neapărat, da. Spuși puțin mai așa și hop, trag în multe cazuri. Pentru că acum, luat așa, profesori universitari pe bune, deci adevărați, da. Știi? Deci nu prea... au păreri politice, au, dar ei ocupați, deci doctori în cercetare, în biologie, în chimie, ești prin laboratoare, prin astea. Deci n-ai să-i vezi în mocirul ăsta. Da, da. Suferă din cauza unor neajunsuri. Puțin înțeleg ce se întâmplă într-un laborator de cercetare, că 10 ani de zile s-ar putea să bibilească acolo o celulă și de-abia după 10 ani să iasă un rezultat care să nu spună nimic ție, dar legat cu o altă cercetare făcută tot 10 ani sau 5 ani sau 20 de ani, da. În alt laborator, puse cap la cap să iasă o mare descoperire pentru sănătate, pentru energie, pentru nu știu ce. Dar greu să înțeleagă dacă ajung în comisia asta. Băi, cred că trebuie să... Ce să ne și oprim, da? Încă deci mâine la meci, să... mâine? Poi mâine. Duminică. Poi mâine, duminică, la 16 octombrie, la ora 11, oameni buni, 11 dimineața, care este, vedeți voi că știu că ne urmăriți și din străinătate, vedeți care sunt orele în țările în care vă aflați acum, la 11 dimineața, ora României. Meci de handbal. CSM Roman întâlnește pe Alba Fehervar din Ungaria, nu te chinui, scris. Alba? Alba Fehervar. Alba. Nu știu, vinovat că ăsta e numele lor. Da, nu, nu, ce vrei? Da, așa, KC. KC se mai numește clubul. Că, da. Meci care va fi transmis integral, adică în totalitatea lui. E meci tur. Meci unde părim pune omul ăsta? Să mor dacă am văzut cuvântul tur pe undeva. Eu am tur-retur. Nu cred că e tur-retur, pentru că e meci în preliminariile... Da, și nu se joacă tur-retur? Habar n-am! Se joacă și la noi și la ele? Băi, eu nici ping-pong nu știu să joc. Dar ce treabă cu sportul? Singurul sport pe care îl fac este cel pe clicului pe mouse. Am înțeles. Meci de handbal. Tur. Cupa, ai zis că e cupa EHF. Da, ca F. F. Iar e de la rugby. F de la ce? Transmitem bre meciul pe Facebook, pe pagina oficială, pe Roman24 Online și pe site-ul nostru pe www.roman24.ro. Fiți acolo cât mai mulți, rupeți-ne banda, fâșul, tot ce mai e de rupt, ca să ne vedem în număr cât mai mare și să le susținem pe fete. Dacă sunteți în Ungaria, transmiteți și fetelor de la Alba că se pot vedea pe net live. Eu am să încerc să trimit un e-mail, dar în momentul în care spun că sunt din România, probabil că să mă blocheze. Zic... Am trimis de obicei mail-uri, trimit la toate echipele cu care joacă. Foarte bine, și așa să faci în continuare. Și niște comentarii și niște vizite și din alte țări mi-a plăcut chestia asta. Am să fac aceeași da, da, corect, corect. Deci avem handbal duminică la ora 11, avem o sală unică în țară unică. De lupte. Spitalul, casa de asigurări va încerca să recupereze, va încerca să recupereze banii de la bețivani și de la accidentați. Discutabil. Așa, cu centralele termice am discutat. N-am ajuns nicio concluzie. Că nu. Dar de ce am ajuns la centrale termice? Nu mai știu, era vorba de tâmpeniile scoase acum în campanie. Așa, da, cu taxa pe asta. Am discutat despre ursul împușcat din Sibiu. Hai să-i spunem în continuare ursuleț. Ursuleț, 176 de kilograme între 4 și 6 ani. Tu ai 176 de kg și ești un omuleț.
față de... 176, doamne, perește. Concurs la, pentru postul de director, am văzut că au luat în județul Neamț majoritatea. Astăzi am avut o știre, urmează să o și montez. Eu am niște rezerve în momentul în care apare și o etapă de interviu la angajările la stat. Deci ceea ce e scris rămâne scris, pot să fie cu servite sau neservite, dar la proba de interviu... Și am mai învățat că nu trebuie să fii inteligent ca să fii membru manager în comisie să numești director. Da, și să nu fii inteligent... Deci, fii manager, ar poți să fii tăi, dar să-ți meargă. Adică, dacă vreau să mă duc... Știi cum zice, dacă e o tâmpenie, dar funcționează, nu e o tâmpenie. Da, bine, știi cum a spus ăsta, Adrian Severin? Ce-a mai zis? Că dacă legea e încălcată de mai mulți oameni, înseamnă că nu e legea bună. Da, corect. Deci, cretinoid. Doamne. Haideți să aveți un weekend plăcut. Mergeți la Cuvioasa Parascheva. Mai prindeți rând, mai prindeți sarmale. Am văzut da, acolo... Da, mai liber, că a plouat și a fost frig și s-a putea să prindeți da, loc bun la coadă. Am văzut pastramă de oaie cu mămăliguță lângă hala centrală, lângă CEC, acolo, la un cort. Deci... pastramă de oaie la ceaun. Oameni buni, toate cele bune, un weekend minunat. Ne vedem vinerea viitoare, sănătoși voinici. Toate bune. La revedere.